Amba. Ya, Santa María, quizá. Los carros que te dicen Quillama, Quillama, no sé si escuchar. Ya. Ellos se van hacia Quillama. Yo entro aquí, llevo a Santa María y desvío a Santa Teresa. Ajá. Ya. Santa Teresa y hidroeléctrica. Sí. Nosotros llegamos a Santa Teresa, todo está normal. Sí. Ne-am hotărât, mergem spre Santa Teresa. Am găsit o mașină, mașina care poate să ne am negociat la 130 pentru două persoane și ca bonus ne lasă să dormim în mașină până la 5 dimineața când putem să mergem spre altă destinație să găsim o cazare. Ca să nu plătim cazare în noaptea asta, că ajungem la 3 și pentru 3 ore să nu plătim o noapte de cazare. Și în afară de asta, mâine iar se închid străzile și vrem să ajungem la Machu Picchu. Și cea mai bună rută e să mergem în Santa Teresa, după aia hidroelectrica și din hidroelectrica să mergem 10 km pe jos. Azi ne-am antrenat, putem spune că am făcut 10 km cu ghiozdanul în spate ca să putem face turul spre Machu Picchu cu aceste mari ghiozdane pe care le avem. Am pornit spre o nouă destinație, Santa Teresa. 7 ore. Încă 7 ore de bus. Din cauza că este paro. Adică protest. Trebuie să se meargă doar noaptea, că este drumul liber. Ziua este drumul blocat și din cauza asta alegem să mergem noaptea ca să ajungem pe la 3 dimineața. Ca hoții. Și cu scopă gravă, dar ne vom întoarce. Va rămâne așa. Spre Santa Teresa. Sunt multe străzi blocate. Din cauza asta trebuie să luăm acum pentru că luni, peste două zile, vor fi iarăși blocate. De câte un weekend ne intră mâncare în zone și doar atunci putem să ne mișcăm într-o zonă în alta. Și nu sunt busuri, trebuie să iei mașini împărțite cu diferiți oameni ca să ajungi. M-am luat noi această mașină. Așa busul era pe mână. Popas! Ceaiul. Ceaiul de frecuț. Seară. De scorțișoare și cuișoare. Și un bag anis. Și tu bagi anis. Ban. Adică orezul alb. Cu banez. Așa ne-a zis. Orez cu banez? De unde e orez alb? Cartofi, ou. N-am mai găsit nimic de mâncare. Oamenii ăștia cu care am venit au luat ultimii doi pești care mai erau disponibili. A trebuit să alegem orez cu banez, adică mâncarea săracului. Să vedem ce vor protestatarii. Dina Boluarte renunția. Renunția. Sierra del Congreso. Afară din Congres. Nueva selecțiune. Noi alegeri. Și noua Constituție. Și o nouă Constituție. A fost drumul închis, dar seara se dă drumul ca să poată să treacă unele mașini și să intre alimente. Nu știu, mai de asta am pornit seara. Chiar mai sunt oameni ca noi. Ca să băut, e timpul să pornim mai departe. Am văzut ce vor protestatarii. Noi alegem noua Constituție și afară cu noua președinte. În plină. Am ajuns într-un loc și vom dormi în mașină din cauza că este închis drumul. Protestele. Toată lumea s-a dat jos din mașină la plimbare. Numai noi suntem aici în spate. Sinistrați, blocați. Blocați, că n-avem cum să ieșim, că doar oameni din mașină. Încă o mașină oprită. Colegii de hotel. Coboară prin portbagaj. Thank you.
Cam așa arată un protest serios. Se blochează toate străzile. Suntem la 50 de kilometri de destinație, unde trebuia să ajungem. Și am ajuns în acest punct și este totul blocat. Șoferul s-a dus, a ieșit din mașină puțin, a vorbit cu lumea și ne-a spus că nu se știe când se dă drumul. Noi credeam că dimineața se dă drumul, dar a zis că nu se știe. Acum mergem să vedem cum arată o stradă blocată. Unde e blocajul? Se pare că... Aha, aici au blocat, aici sunt protestatari. Protestatari pașnici. Pașnici, cu muzică. Steagurile de pace. Uite șoferul, ăsta e șoferul nostru. În dreapta noastră. Aha, șofer. Trebuie să vadă și el care e treaba. Aha, deci cam așa arată un blocaj. Să mă rog, o petrecere. Chiar că... Și au fost corturile de petrecere. Ivan Pana înseamnă... Trăiască protestul. Trăiască protestul. Peste 10-15 minute de mers sunt alții. Și tot așa. Viva El Paro! Și o boxă. Cred că noi sunt... Sunt pașnici, da. Foc, pâine. Calme. Protestatarii se oferă și și frunze de coca. Plus frunze de coca. Ceai și panesito. O pâinică, o băgăm în ceai și ne calmăm. N-ai încotro. Că ne-a zis acum tipa care ne-a oferit ceaiul, am întrebat-o dacă fac asta fiecare zi cu protestul și a zis că da, acum da, fiecare zi. Deci am rămas bocați în satul ăsta. Aux input mode. Bluetooth. Hola, hola. Venga, mi bamba. El paro es total. Cosaci. Mai hitios decât hitiosii. Chiar că. Cosaci în spate. Ca în natură, a? Caca în natură. Caca în la natură. Puf, ai un puțin lucru. Trecem când au ochiul protestatarii. Mamă, ce pregătit sunt oamenii, cu scară, profi. Profi. Lăzi de provizii. Cartofi. Dar noi sunt băgați pe acolo. Piatra la roată. A, da. Se poate sta ca lumea de tot. Trecem când vor protestatarii. Chiar dacă am trece de prima barieră, mai este una după asta. Deci chiar dacă am trece de prima... Ne mai întâmplă alta. Am mai trecut de vreo 3 podrum sau 4, dar erau deblocate. E ca într-un joc. Da, joc next level. Viva Peru! Viva El Paro! Viva El Paro, țipătoți! Hai să ne culcăm, poate reușim să dormim, nu? Noi cu canapeaua sus pe mașină. Da, chiar că noi cu canapeaua. Fiecare care cât un sac, cât ceva. Canapeaua. Este timpul să ne băgăm la somn. Nu sunt șanse de trecut. Mai așteptăm. Câteva ore. Până să termină frunzulițele de coca. Ceaiul nicio șansă să se termine, pentru că este zonă de ceai. Ceaiul e ca... crește ca iarba. Urlog. Băg din drept. La drumul final.
câte ore? Nu știu, două. Au fost chemați toți șoferii și pasagerii și au fost puși să strige tare ceva. Să susțină protestul. Da, și acum se dă drum cu toți la mașină. Noi n-am mai apucat să ieșim din cauza că am fost blocați în mașină aici în spate și n-avem uși. Băiat, iar să ieșim prin carbagaj și n-am mai ieșit. S-a stat ceva aici. Trei noapte. Catorșorcatori. M-am prins eu în tia, ne? Traseu prin pădure 4-4 4-2 Trebuia să mai așteptăm la a doua oprire. Protestatarii încă continuau să țină drumul blocat. Și atunci tipul care stă lângă șofer i-a zis, hai să mergem, că știu eu, o altă rută prin pădure. Și șoferul i-a zis, n-am făcut-o niciodată, nu știu cum e. Ok, asta facem. Păcat că nu putem să vedem nimic. Dar nu putem face acest traseu ziua din cauza că protestatarii țin non-stop drumul blocat. Singura variantă era să facem de noapte. Tot timpul există shortcut-uri. Chiar dacă drumul este blocat, chiar dacă nu se poate circula, tot timpul sunt oameni care te pot scoate în altă parte. Acum suntem într-o zonă superbă, dar nu putem vedea, este ora 3. Poate reușim să vedem ceva, poate mai dăm noi drum blocat și mai stăm într-o oră. Și se face dimineață. Încercăm să ajungem la Machu Picchu. Dragă aventură. Și că trebuie să ajungem la Mecca. Chiar că... Ajungem la Machu Picchu în timp de protest, e deja un lux. E ceva... survival. Cel în care am fost mai devreme, femeia de la... magazin spunea, nu am prea multe pentru că n-a intrat mâncare foarte multe zile. Mergem prin. Și munți, să văd doar niște luminițe jos în dreapta și un peisaj super pe care nu putem să-l vedem. Dar e cu puțin noroc. Uite dimineața. Alo, pe Elius Killingas, vă reportați cu unde? Să intre pe și pe ăștia din spate. Ăștia din spate s-au ținut după noi, după ultimul blocaj, au venit după noi. Și în spate avem patru mașini. Am ajuns în Santa Teresa după 10 ore jumate.
Dice no, va a llegar a las 4 o 5. Con suerte. Si no me crees. Media hora de seguro. Teresa, livrarea de lapte. La 5 dimineața. Ce am dat? Să ne mutăm în altă mașină care o să plece la hidroelectrica la ora 6 dimineața. Până atunci putem să dormim puțin. Ne-a deschis o mușa. O să vină Raul, nu? Raul, da. Raul. Șoferul. Hai să ne băgăm pe astea, ca să nu mai stăm în spate, să... Na, sărim pe aici. Continuăm tripul mai departe până la hidroelectrica și de la hidroelectrica trebuie să mai mergem 10 km pe jos și vom ajunge la Agua Caliente. Cadou de Abastos de aici să ia busul. Ajunge la Machu Picchu cu 15 euro de om. Cu cât? 15 euro, 16 euro de om. Cum că vreo 18 euro de om. Trenul costa foarte, foarte mult. 100 și ceva de dolari de persoană. 140 chiar. Nu, 200. 200. Amândoi. Uf. 100 de dolari. 100 de dolari de om. Așa am făcut rota. Cel mai ieftin posibil. Și în timp de protest. Și în timp de protest, unde na, sunt închise toate străzile și toate... Trenul, trenul nu era închis. Chiar și acum, în intrarea în Santa Teresa, din cauza că erau niște lucrări, ne-au întâmpinat alți oameni și ne-au zis că se poate intra doar la 6 dimineața. Și a explicat șoferul, nu se poate, suntem plecați de la 6 după amiaza din Cusco. Și nu-l credeau. Nu. Da. Vreau să-l las. Hai, o oră jumate, cât mai e până la 6, că era 4 jumate. Până la urmă s-a dat jos din mașină și ea, nu știu ce a zis și ne-a lăsat să trecem. Șoferul. Șofer. Hola. Mai așteptăm să vină lume și după pornim. La maxim 6:20 pornim. A venit omul parfumat, gelat. Mai așteptăm să vină lume. Chiar că hai să ne băgăm în el. 10 km pe jos. Uf, cameră corică. Pregătiți de 10 km, dragi prieteni. Încărcați cu bagajele. Ne dormiți de 30 de ore. Voi să nu faceți ca noi. Voi să nu faceți ca noi. Dar mai avem ceva în această pungă. În această de sagă. În această de sagă cu merinde mai avem. Sau sunt la tine? Sunt la mine. Nu, mă, sunt aici, uite aici. Mai avem niște mici provizii de drum. De înviorare. Am și niște ciocolățele. Gracias. Caramelul de coco. Păi, și quinoa. Ciupiciu. Machu Picchu, secretul dacilor. Hai, noroc. Secretul dimineții din grădina vieții. S-a băgat un par aici. S-a spus ce. Escape, ruta de salida.
Picchu. Machu Picchu. Știi? Uite florile dimineții. Paolo, dacă le-ai pastea, tâmpești? Machu Picchu. Se urcă până la a treia străduță, unde dăm de o linie ferată, nu? Așa a zis. Da, wow, ce plante! Verde frumos! Și de acolo după nu se mai urcă, totul este drept. Machu Picchu, agua caliente. Aceasta este ruta pentru profesioniști, pentru oameni puțin mai lenți, care nu vor să meargă pe jos, se recomandă trenul care te duce direct la destinație. Doar scoți și ceva din buzunar. Se merge pe calea ferată 10 km. Nu se recomandă acest traseu cu bicicleta. Și prea de țințar. Și peste tot am văzut de vânzare și prea de țințar.